Hei, salut, sunt DJ Green Sound și fii pe fază că începe un nou episod Green Sound Music. O locație nouă pentru noi, locația se numește Păstrăvăria Brătioara, undeva după Câmpul Lung, mai exact, Albeștii de Mușcel. Este superb aici. Un lucru foarte important e că accesul foarte facil. Ca să vă faceți o idee. Așa, aici este mașina și aici sunt echipamentele. Gianni deja montează. Specialitatea lui Schela de Lumini. Nu sunt foarte multe persoane. Data aceasta o să avem un echipament premium. La o petrecere de majorat. Am mai avut și la alte majorate echipamente, dar totuși aici avem un pic cam multe. Mai exact sunt echipamentele pe care le folosim cu trupa, cu trupa Green Sound Music. Ne băgăm să montăm. Și am terminat de montat echipamentele. Momentan așteptăm să sosească invitații. Hai să vedem și fetele dacă nu au mai zile și vrea tău de Andrei. Suntem la restaurant Happy Mariage, o locație nouă pentru Pitești, o locație foarte interesantă, care are și piscină, are două săli, aici este sala cea mare. Noi suntem în sala mică, avem o petrecere de majorat. Setup-ul din seara aceasta este foarte simplu, adică este basic-ul. Constă în două FBT-uri Hi-Max 60, pupitru meu DJ cu Pioneer CDJ 400 și Native Instruments Z2, MacBook-ul, microfonul Shure GLX-D4 cu Beta 58A, din acord PowerMate 1000 varianta 3, așa, cel care amplifică cele două FBT-uri Hi-Max 60 și care mă ajută pentru conexiunea microfonului și pupitru DJ și basic-ul pe partea de lumini constă în teul de lumini. Sunt două moving head-uri spot de 30W la care am făcut și review, puteți să vedeți în episoadele anterioare pe canalul de YouTube Green Sound Music Production. Un smiley face, așa îi spun, adică LED Derby 2x10W și un LED Par 7x10W RGBV. Cam acesta este setup-ul, foarte basic. Sala arată foarte bine, simpluță, este de fapt un cort. Cum spuneam, sala este deschisă de curând, cred că are câteva evenimente făcute. Acustica este destul de bunicică. Din păcate pe jos este gresie și nu ne ajută foarte mult. Ar fi fost bine dacă ar fi fost mochetă, cum se vede aici la mesele invitaților. Shake, shake, shake! Să vedem ce s-a pregătit în seara aceasta pentru Bianca și pentru toți invitații.
Din câte văd, șaturile sunt notate cu numărul mesei și, bineînțeles, numele invitaților. A, doar de primire, adică asta e încălzirea, da? Da. Ce se află în șaturile astea aici? Uite, pe vor kamikaze. Wow! Un pic de vodka, un pic de ceso sec, ne spadă în portocale. Lucrul ăsta, o să fie foarte interesant. Noi suntem la treabă, poate avem voie decât unul ca să avem energie și bună dispoziție, dar cam atât, nu mai mult, că este suficient. Nu vreau să vorbesc la microfon! Mulțumesc pentru serviciile voastre, a fost super, mulțumesc!